Curtea Inspectoratului pentru Situații de Urgență a găzduit un moment solemn și emoționant. Trei pompieri de la subunitatea de la Sebiș au fost înaintați în grad pentru meritul de a fi salvat viața unui om. Cu data prezentului ordin, următorii subofițeri în activitate din Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vasile Goldici Arad, care în timpul liber s-au vârșit fapte de eroism și acte exemplare de curaj, se înaintează în gradul următor în mod excepțional astfel. În gradul de plutonier major, plutonier de liman Florea Iosif Francis Florin. În gradul de plutonier major, plutonier Papoi Francis Eugen Francis. Și tot în gradul de plutonier major, plutonier Raț Vasile Flavius. Cei trei pompieri se aflau în timpul lor liber și jucau fotbal în momentul în care un alt fotbalist de pe teren s-a prăbușit secerat la pământ. În prealabil, jucătorii au crezut că e mort, dar noi trei, fiind colegi la secția de pompieri Sebiș, știind ce avem de făcut, am pus în aplicare ceea ce am învățat și am resuscitat victima până la sosirea ambulanței din Sebiș. În cadrul asemenea ceremonie este pentru cadrul militar ceva deosebit, deoarece a făcut ceva bun pentru societate și pentru colegi care am putut să-i ajutăm. Cum vă simțiți știind că împreună cu colegii dumneavoastră a salvat viața unui om? Foarte bine, pentru că eu știu că normal ar fi ca fiecare om să ajute pe celălalt. La festivitate au fost prezenți doar doi dintre pompieri, cel de-al treilea e în concediu, iar cei aflați în preajma lui sunt mai în siguranță, deși poate nu sunt conștienți de acest lucru. Fratele.